Gata, se împachetează, facem bagajul și mergem. Plecăm de acasă, gata, în Polonia. E 7 dimineața. Ăștia suntem și cu ăștia defilăm. Mergem la familia din Polonia. Hai că s-a pregătit Victoria. Cam ăsta e bagajul pe care îl avem. Două sace. Bagajul cel mai important e aici, doarme. Era obosit că s-a trezit cu noaptea în cap de la 4 dimineața, era entuziasmat, zici că știa că mergem în Polonia. Vedeți trenul ăla de acolo? Ăla e trenul în care trebuia să ne urcăm noi. Deci ăla era trenul în care trebuia să ne urcăm noi. Și am așteptat să coboare copiii. Erau o grămadă de copii. Imediat după ce au terminat de coborât copiii, trenul a plecat, frate. Au închis și a plecat. Și următorul tren într-o oră. Deci, frate, nu pot să cred așa ceva. Am stat pe Victoria în gară și merg până la noi aici. De unde cumpărăm pâine, să cumpăr ceva dulce. Să ne mai îndulcim un pic sufletul. Păi frate, am început cu stângul vacanța noastră. Am pierdut primul tren, avem peste o oră. Suntem, da. Cel mai rău e să pierdem avionul. Asta mi se pare cel mai aiurea. Vedem, sper să fie ok, să nu avem problemele astea. Deci m-am întors la gară cu gogoșii, 4 gogoși, 8 euro. Enzo așteaptă aici. Enzo pierdut. Oh, cioban? Ești cioban, Victoria? Da. Șoseta pentru cap. Șoseta pentru cap. Fes, fes, baby, fes. Sau? Fes. Fes. Căciulă, căciulă. It's fes, 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 fes. Am făcut deja o parte din călătorie, suntem în Breda. Victoria, după cum vedeți, îl hrănește pe Enzo. Am cumpărat două cafele, avem de așteptat 20 de minute, timp suficient pentru Victoria să îl hrănească pe Enzo. Am cumpărat bilete din Rosendals pe Eindhoven Airport. Au costat 43 de euro pentru două persoane. Sunt de scump, mi se pare exagerat de scump pentru tren. Suntem în Eindhoven, în gara din Eindhoven. Am comandat de la Burger King Big King, ceva cola și cartofi prăjiți. După aia ne pregătim să mergem la aeroport. Suntem în aeroport în Eindhoven. Mai avem de așteptat încă o oră jumătate pentru că e în întârzieri. Primul un pic Enzo prin aeroport pentru că eu am amorțit fundul numai în chestia aia acolo. După cum vedeți, am pus și microfonul lui ca să audă când tipul. La eu aglomerații ești din comun. Mulți care vin, mulți care pleacă. Bine, nu rămâne aici. Deci, frate, nu rămânem aici, mergem în Polonia. Nu? Mergem în Polonia? Am ajuns în Gdansk, Polonia. După cum ați văzut, v-am arătat ceva, o privire, știi, de sus, de la înălțime. Se vede într-un fel adevărul Polonia, arată foarte bine. Sincer să fiu, mi-am pus mereu întrebarea de ce pleacă polonezii din Polonia, pentru că e o țară foarte frumoasă, foarte curată. Uitați-vă un pic în jur, în aeroport, cât de frumos și cât de simpatic e făcut totul. Nu știu, nu... Mereu mi-a plăcut țara asta, frate. Și oamenii sunt curați, sunt educați, nu sunt aroganți. Așteptăm pisoara Victoriei, o să vină să ne ia de la aeroport.
Apoi mergem la ea acasă, petrecem un pic de timp acolo cu cumnatul, cu cumnata. Beau un păhărel, cel mai probabil, că e la polonezi. Dar da, mă bucur foarte mult că sunt aici. E o senzație... Polonia aduce cumva România, dar aduce cumva România în 20 de ani, dacă cumva schimbăm clasa politică. Deci Victoria plânge că a ajuns în Polonia. Încă așteptăm după sora Victoriei, deci plânge că a ajuns în Polonia. Deci Olanda, ploaie, bani. Dar, credeți-mă, uitați-vă la fata asta cum plânge. Și mie mi-e dor de România, v-am spus, eu vreau să-mi cumpăr un teren în România și vreau ca viața noastră să fie între România și Polonia. Pentru că avem două țări frumoase și două țări care în viitor o să ajungă puternice, părerea mea. Vedem. Dacă stau în calea oamenilor aici. Da, am ajuns la sora Victoriei, care i-a pregătit deja un fotoliu lui Enzo. Ea e Marta Boajec. Hello, hi! Sunt foarte digașcă. Ei le place să călătorească. Au călătorit în Islanda. Au fost de multe ori în Islanda și merg mereu cu cortul în Islanda. Sunt foarte digașcă, foarte... Ai cu ce să te distrezi. Chiar acum am pregătit acolo niște cola cu whisky, cu gheață. O să servim câte un pahar. Victoria se simte foarte bine să fie înapoi în Polonia. Cam asta e vlogul pentru ziua de astăzi. Dacă v-a plăcut, știți ce aveți făcut. Un like, un comentariu și un subscribe. La revedere!